sea scripturală. Eben Ezer. Și în dreptul fratelui Iosif și în dreptul nostru, până aici Dumnezeu ne-a ajutat. Ceva foarte interesant ce am sesizat. Cine de aici dorește și se simte bine atunci când este șomer? Cred că nimeni. Și vine fratele cu argumente scripturale și ne spune că vine o vreme când cel rău, sigur că Scriptura ne spune că nu va mai fi, dar într-o metaforă foarte bine tâlcuită, ne-a spus în evidență că el va fi șomer, nu numai el, ci și toți slujbașii lui. Dorim acest lucru să se întâmple, că în felul acesta se pune capăt unei ere și începe o eră care aduce pacea și prosperitatea. Și poate că o singură scriptură este suficientă să amintesc. Cred că din tot ceea ce ne-a dus fratele aici o hrană într-adevăr tare, care este bine să luăm aminte și să ne reîmprospătăm memoria. Poate că trăim în perioada aceea în care îngerul al șaptelea, sigur că a dus multă lumină la timpul potrivit, o hrană tare. Și lucrul acesta cred că îl găsim în ceea ce zice în Apocalipsa, capitolul 16, la versetul 21, zice că o grindină mare, ale cărui boabe cântăreau aproape un talent, a căzut din cer peste oameni și oamenii ce au făcut? Au ulit pe Dumnezeu. Nu-i prima dată când se întâmplă. Din pricina urgiei grindinei, pentru că această urgie era foarte mare. Și o sugestie a ceea ce vrea să însemne această grindină este grindina, o reprezentare a unor adevăruri tari. Noi ne găsim într-o epocă, într-o perioadă despre care fratele a vorbit astăzi, aducând înaintea noastră un adevăr mai frumos, dar tare în același timp decât celălalt. Dorim ca Dumnezeu să-L binecuvânteze și pe voi toți din acest loc și numai pe noi și pe mulți alții pe care noi nu-i vedem, nu știm și nu-i cunoaștem. Fratele Iosif s-a gândit la o cântare, cântarea 407, după care l-am invitat pe fratele Nicolae să ne prezinte lecția. Cântarea 407. Dumnezeu și-a ales o împărăție din Avram pe care l-a iubit și atunci când era robie cu mână tare l-a izbăvit. Israel nu a fost atornit, l-a uitat curând pe Dumnezeu, dar odată l-a lăsat și Domnul și-a căzut robit în Babilon. Yeah.